Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip cu aniversarea vreo 3 ani și 3 săptămâni de când am făcut prima parte cu top 10 jocuri ale copilăriei. Astăzi facem partea a doua, așa că abia aștept să vă văd comentariile după ce veți viziona acest videoclip. Dacă jocul copilăriei voastre sau jocurile, dacă aveți mai multe jocuri pe care le jucați când erați mici și nu le-ați văzut în acest top, probabil că au fost incluse în episodul anterior, o să las un link în descriere dacă nu uit, sau puteți intra pe canal și îl vedeți acolo la videoclipuri populare. Oricum, luați un loc comod, vizionați cu plăcere videoclipul, după aia lăsați și comentarii. Abia aștept să văd ce comentarii veți lăsa, cu ce jocuri ați jucat voi când erați mici. Acum să începem. Alte 10 jocuri pe care le jucam probabil când eram și mai mic decât voi. Pe locul 10, un joc pe care îl jucam când eram la grădiniță. Nu, serios, chiar eram în incinta grădiniței când îl jucam. King Lion, un joc probabil de prin anii 90 mai mult ca sigur. Știu că, nu știu cum, de fapt nu mai țin minte, dar aveam la un moment dat pe o oră pe săptămână sau ceva de genul când eram la grădiniță și ne ducea într-o cameră unde aveau niște calculatoare și ne lăsau să ne jucăm pe acolo. Aveau jocuri de-astea gen King Lion, Tarzan, ceva jocuri cu Moș Crăciun, Mario, însă mie îmi plăcea jocul ăsta, deși n-aveam habar să-l joc, n-aveam habar de controle. Îi puneam pe alți colegi să se joace și mă uitam la ei cum se jucau. Probabil că de atunci pasiunea pentru gaming și de asta mai târziu am început să mă uit pe YouTube la alții cum se joacă. Oricum, îmi plăcea mie așa povestea cu filmul după care e făcut jocul King Lion. Știam povestea pe de rost, aveam și ceva jucărioare. Amintiri frumoase, cred că aveam, nu știu, 4-5 ani când am dat de jocul ăsta. Continuăm în top și avem un joc pe care îl aveam dintr-un CD cu cereale. Se poate spune că a fost unul din primele jocuri pe care le-am cumpărat. Pet Racer. Nu știu dacă ați prins perioada aia, acum mai nou văd că se dau blinguri în cereale, dar mai de mult se dădeau diferite CD-uri cu jocuri. Erau niște jocuri în care pilotai avioane, ceva curse cu camioane, jocul ăsta era cu curse cu mașini, însă mașinile erau conduse de diferite animale. Rechini, dinozauri, maimuțe, nu mai știu sigur ce personaje erau acolo. Oricum știu că tot așa găseai niște iteme pe jos și trageai cu tunul în adversari. Avea parcă și un story de trebuia să completezi mai multe curse, chiar nu mai țin minte. Pe locul 8 avem un joc pe care l-am jucat acum câteva săptămâni pe canal și am văzut că v-a plăcut când l-am jucat. Ăla cu berile Strip Beer, Catch the Beer, Pilsner Urkel, Prinde berea, dezbracă femeia, Undress Me, câte și mai câte denumiri avea jocul ăsta. Oricum, știu că multora vă place, mulți mi-ați comentat pe livestream-ul respectiv că l-ați jucat când erați mici și vă chinuia să le dezbrăcați pe alea, alții, acuși pe live la mine l-ați văzut și ați vrut să-l jucați și voi. Oricum, un lucru e clar. Cu toții, cred că, nu știu cum să spun, cred că fetele din jocul acesta au fost primele noastre crush-uri și probabil și primele fete și în cazul unor dintre voi și singurele fete pe care le-ați dezbrăcat vreodată. Înaintăm în top și dăm și noi în sfârșit de un joc mai cu acțiune și ceva mult sânge pe acolo. Painkiller. Cred că am făcut vreo 10 episoade acum vreo 2 sau 3 ani pe canal. Nu prea vă uitați la jocul ăla. Bine, pe atunci nici abonați nu prea aveam, dar asta e altă parte. Acum am abonați, dar mulți inactivi sau că aia nu primesc notificări. Lăsând deoparte ofurile mele, Painkiller, un joc care merge pe orice cazan, deci nu este nicio problemă cu cerințele. Acțiunea pe care ți-o oferă este foarte bună și mie îmi plăcea foarte mult coloana sonoră de pe fundal, că era numai cu rock reală și se îmbiba foarte bine cu jocul. Pe locul 6, Solitaire, un joc pe care marea majoritate sau chiar cu toții l-am jucat din simplul motiv că la un moment dat nu aveam internet și alte lucruri de adăugat despre el chiar n-am. Este un joculeț cu cărți și atât. La jumătatea topului am oarecum o serie de jocuri și anume Hugo. Nu știu dacă ați prins emisiunea aia, dacă nu vă aduceți aminte de personaj, poate vă aduceți aminte de prezentatoare.
Ideea era următoarea. Era vorba de un maimuțoi care trebuia să facă diferite chestii. Să se cațere pe liane, să zboare. La un moment dat au făcut ăștia un fan meet la un patinoar și de acolo am câștigat și eu o diplomă cu numele meu acolo și scria: cu tare, cu tare, te felicităm că te uiți la noi, nu știu ce, un album cu apțipilduri și un CD-ul pe care încă îl mai dețin. Cine și-aduce aminte de Hugo sau cel puțin de prezentatoare, să lase un comentariu. Pe locul 4, un joc făcut după desenul copilăriei mele, Edge Eddy. De jocul acesta pur și simplu mi-am că aveam la ore petrecute în el cu Tona, dar niciodată nu reușeam să-l termin. Nu eram în stare să dau load game pentru că atât de inteligent eram, dar îmi plăcea nebunie, luam de la cap, n-aveam habar cu checkpoint-uri cu astea, nici nu prea știam să avansez, dar mi-a plăcut foarte mult faptul că era foarte bine detaliat cartierul din Edge Eddy, fiecare personaj era acolo, erau diferite locații care apăreau într-un singur episod și chiar și alea era un joc acolo. Fiecare băiat Ed în parte avea câte o abilitate special, câte o armă, câte un weapon pe care îl folosea. Și chiar am încercat să-l descarc zile trecute, nu l-am găsit pe Filelist, mă rog, era un link cu el, un torrent, dar nu era bun, nu funcționa. Dacă știe careva dintre voi de unde găsesc eu jocul ăsta, chiar și să-l cumpăr, să-mi lăsați un comentariu, că sunt dispus să dau și 15 euro pe el numai să-l am, că mi-e dor de jocul ăsta să-l joc. Chiar dacă l-am jucat recent pe canal, vreau să-l mai joc o dată, că mi-amintește de când eram mic și mă uitam la Edge Eddy. Urcăm pe podium și l-avem pe Serious Sam 2, un joc pe care acesta l-am terminat de... Cred că n-am eu ani de viață câte dăți am eu de câte ori am terminat jocul. Un joc cu o poveste cam suțită pe care n-am prea înțeles-o. Oricum povestea jocului nu este interesantă, ci doar gameplay-ul, că e super amuzant și super plăcut. Și sunt curios de părerea voastră, care este cel mai mișto Serious Sam sau cu care ați copilărit. Vă aștept în secțiunea de comentarii. Pe locul 2 avem un colos în industria gamingului, posibil unul dintre primele open world-uri, GTA 3, cu toții am jucat sau cel puțin interacționat cu jocul acesta când eram mici. Mi-amintesc că în acest joc am învățat să încalc legea, am învățat să fur mașini, am învățat să lovesc oameni cu bâta în cap, am învățat să mă împușc cu poliția, am învățat să bag coduri de arme ca să mă împușc cu armata, am învățat să bag coduri pentru un tank american și să mă fugăresc cu poliția pe stradă. Pur și simplu nu făceam deloc misiunile, îmi plăcea să mă războiesc într-una cu poliția și mă distram la nebunie. Ajungem în sfârșit și la primul loc, unde avem, după cum probabil mulți v-aș fi așteptat, un joc din seria Counter-Strike, și anume Counter-Strike Condition Zero. E aproape la fel ca CS 1.6, numai că are grafica puțin mai îmbunătățită și încă țin minte cum mă trezeam dimineața, mai ales când eram în vacanță, mă trezeam dimineața, băgam direct un server cu zombie și stăteam până seara. Mi-am amintesc că îmi plăcea modul de zombie la jocul ăsta la nebunie, mă suiam pe clădiri și trăgeam un zombalăi, fie că eram pe primul loc sau nu, mie îmi plăcea să omor zombalăii. Și cam acesta a fost topul. Sper că v-a plăcut. Dacă, cum am spus și la început, jocul sau jocurile din copilăria dumneavoastră nu au fost incluse în acest videoclip, probabil că le-am menționat în videoclipul trecut pe care o să las în cadrul ăsta de la finalul videoclipului sau cel puțin în descriere. Oricum, sper că v-a plăcut. Abia aștept să văd comentariile, sunt curios ce jocuri ați jucat voi când erați mici sau dacă ați jucat jocurile pe care le-am menționat eu și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!